Da, noi o să ajungem, la toți organizatorii acestor proteste. Asta doar ați văzut, că ei nici n-au așteptat anunțarea datelor oficiale a Comisiei Centrale Electorale și s-au pornit la măsuri stradale. Dar cine sunt mai exact acești organizatori? O să vedem când o să, când o să clarifice situația. Eu cred că trebuie să învețe acele persoane care se declară politicieni și se implică în politica mare, trebuie să învețe a pierde și trebuie să învețe a explica cauzele pierderilor lor, nu cu măsuri dintr-o parte, dar cu activitatea lor concretă. Alegerile de fiecare dată sunt un examen pentru partidele politice, un examen la maturitate, un examen la responsabilitate, un examen la fapte. Deci dacă tu ai stat 4 ani de zile în Parlament și ai dormit, sau te-ai ocupat cu diferite prostii personale, sau nu te-ai implicat în procesul legislativ, absolut, indiferent ai fost, cum poți tu, pe urmă, să tinzi la victorie? Câți bani n-ai băgat în această campanie electorală? Cât alte surse tehnice, informaționale, care acum sunt la modă, nu ar fi implicate, tot unul n-aș câștige legile. Pentru că poți să amăgești un om, poți să duci în eroare 100 de oameni, 1000, 10.000, dar nu toată populația. Da, noi am obținut victorie, mai mult decât toate partidele împreună luate. Toate, și acele care au trecut și care nu au trecut. Da, noi am construit Moldova 8 ani de zile, da, noi imediat a doua zi trebuie să distrugem tot ce am construit. Cam așa este prostia asta lor. Cam la așa ajungem dacă o întoarcem și explicăm ce s-a întâmplat. Domnul președinte, mulțumesc. Presa vă acuză că firma fiului dumneavoastră...